Hello people, bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Edna și astăzi am venit să fac un mini life update pentru că, da, așa am decis. De foarte mult timp că nu vin aici să vorbesc cu voi. Apropo, m-am pregătit un ceai, dar este rece pentru că aici este foarte cald, nu vă imaginați. Eu trebuie să stau cu ceva ca să mă răcoresc pentru că e foarte, foarte cald și am făcut un ceai rece. Eu cred că acolo în România este frig acum. Așa că pentru cei care mă vor urmări, vă recomand să vă luați un ceai cald pentru că am foarte mult de povestit. Așa, ideea de a face acest filmuleț mi-a venit pentru că comentase cineva, o fată, cred, la ultimul meu filmuleț. A zis că sunt însărcinată și din acest motiv am venit aici să vorbesc cu voi, să spun noutățile, cum este adaptarea aici la mine în țară. Pentru cei care nu știu, eu nu mai sunt în România de aproape o lună și ceva. Da, și plecarea de acolo a fost foarte, foarte, foarte grea. O să vă povestesc cum a fost ultima lună acolo, cum am petrecut ultima lună acolo în România. Deci am plecat din România pe 30 septembrie, probabil, da. Pe 29 septembrie și am ajuns aici pe 30 septembrie. Am făcut o zi întreagă de călătorie. Deci v-am zis odată că se face drumul. Sunt aproximativ 14 ore din România până aici, unde stau, până aici în țara mea, în Angola, și este un drum foarte lung și un pic obositor. Am plecat cu KLM și aveam o grămadă de bagaj, deci nu vă imaginați cât de multe chestii aveam de cărat. Aveam 6 valize, imaginați-vă cum este să te duci la aeroport cu 6 valize pline, dar am avut ajutorul de la prietenele mele, Larisa, Andreea și lui, mă mulțumesc fetelor, încă n-am avut ocazie să vă mulțumesc, nu știu ce făceam cu bagajele alea dacă nu erați voi cu mine în ziua respectivă. A fost foarte, foarte, foarte complicat, plus că nu mai eram în camin, eram cred că în Calea Victoriei. Încriasem o garsonieră ca să stau acolo câteva zile, pentru că având în vedere că nu mai eram studentă în Politehnica, la Poli, nu mai puteam să stau în camin. M-am mutat în Calea Victoriei și de acolo, din Calea Victoriei, am plecat spre aeroport și am ajuns aici la mine în țară. Când am ajuns aici, deci a fost un șoc foarte, foarte mare pentru mine, pentru că e cald, aici e cald, 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 cald de mor. Nu știu dacă v-ați dat seama cât de mult m-am bronzat, nu cred că aici se vede, dar eu sunt foarte, foarte bronzată. Nu prea v-ați dat seama de chestia asta, dar eu, când mă observ la oglindă, ved că sunt foarte, 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 foarte bronzată, pentru că e soare, soare, soare tot timpul, plus că plouă așa puțin aici. E bine când plouă pentru că se mai răcurește puțin, dar e foarte cald aici, este chiar la începutul verii. Deci vara se duce până la, cred că, lună iunie sau iulie, cam pe acolo începe primăvara, deci aici e total schimbat, e total schimbat anotimpul și asta a fost prima chestie pe care mi-a fost așa un pic greu, pentru că când plecasem din România era frig, era începutul toamnei și era așa un frig foarte plăcut, dar când am ajuns aici era căldură, căldură, căldură. Eu plecasem de acolo cu un maiou, cred că roșu, și când am ajuns aici, efectiv nu am putut să rezist să stau cu el. Dacă veniți aici în Africa, în perioada asta, veniți cu hainele de vară, pentru că aici e vara, vara, vara non-stop. Am simțit că aerul aici este mai poluat, mult mai poluat decât acolo. Dacă ziceți că acolo aerul este poluat, nu este deloc poluat față de cum este aici. O altă diferență pe care am simțit față de România este că aici sunt foarte puțini copaci. Nu știu ce au făcut ei cu copaci. Deci se vede și diferența când te urci în avionul sau când cobor. Când urcam cu avion acolo în România, se vedea orașul foarte, cum se spune, foarte verde. Chiar foarte verde, cu foarte multe copaci. Nu foarte mult în comparație cu Amsterdam, pentru că am făcut scara Amsterdam, dar măcar aveau copaci, dar când am ajuns aici, orașul e sec,
fără cu pace și trebuie să ne mobilizăm astfel încât să plantăm mai multe arbore pentru că astfel murim, plus că este foarte cald aici. E îngrozitor de cald. După câteva zile, cred că după o săptămână, când am ajuns aici, am luat o boală, cea mai faimoasă și cea mai neplăcută boală pe care o să iei vreodată, dar aici este foarte comun să iei. Este vorba de malaria. Am luat malaria chiar în prima săptămână când am ajuns aici la mine în țară. Toată noi s-a dat seama foarte repede că aveam malaria pentru că nu prea eram ok, nu prea mă mișcam, stăteam doar pe canapea și când el m-a întrebat ce aveam, eu ziceam că m-a durea burta și cam atâta. Și a zis, hai, mergem la medic. Și fix ceea ce a spus el era adevărat, dar aveam cantități foarte mici de malaria, deci am luat pastile, am făcut tratament și am vindecat într-o săptămână și eram curioasă dacă luase malaria aici sau acolo în România, dar medicul a zis că nu ai cum să iei malaria în România și eu chiar știam chestia asta pentru că chiar dacă aveți și voi țânțar, ele nu sunt contaminate, doar de cele de aici sunt contaminate. Și mi-a zis medicul că cel mai probabil ai luat aici și este posibil să iei malaria în 7 zile. Deci fix după 7 zile în care am stat aici, am început să observ la mine în corp mici simptome de malaria și chiar aveam malaria. În afară de asta aveam și o bacterie pe stomac, cred că era de la apa, tot luat de aici. Și acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, având în vedere că am stat în România 5 ani de zile, eu nu mai luasem pastile sau tratament pentru malaria în perioada de 5 ani și imunitatea mea efectiv s-a scăzut și din acest motiv am luat malaria așa foarte, foarte repede. Dar mă bucur foarte mult că s-a vindecat și acum sunt bine, acum sunt ok, nu mai am malaria. Acum o săptămână, cred că acum o săptămână sau două, am postat un filmuleț în care aveam burțica foarte plină. Cred că am arătat câteva cadre în care se vedea burta mea și o fată a comentat că sunt însărcinată. Nu sunt însărcinată încă. Nici măcar nu încerc. Nu am cu cine să încerc. Da, este adevărat. Nu am prieteni, așa că nu există posibilitatea asta de a fi însărcinată. Dar când o să fiu însărcinată, o să vin aici și veți fi primii pe care vor ști chestia asta. Dar încă nu sunt însărcinată, dar mi-aș bucura foarte mult dacă ar fi fost cazul. Dar nu este cazul. Cam asta este readaptarea mea. Deci sincer să zic, îmi este foarte, foarte greu și a început deja să-mi fie dor de România, sincer să zic. Eu eram obișnuită ca luna asta, apropo, este luna mea, probabil o să postez acest filmuleț fix în săptămână în care fac ziua de naștere, deci încep să îmbătrânesc. Așa, și eram obișnuită ca o să vină zapada, o să vine frigul, o să vine zapada și orașul o să fie frumos, dar aici nu se întâmplă așa, dar e bine că pot să mă distrez un pic, să mă duc la mare, dar și sincer să zic, dacă mă pune cineva să aleg între anotimpul din România și anotimpul de aici, prefer de 1000 de ori anotimpul din România, pentru că aici, acolo aveți și vara, și primăvara, și iarna, și toamnă, dar aici e doar vara, tot timpul, vara non-stop. Știu că unii prefer vara, dar sincer să zic, vara de aici e groaznică, aici e cald rău. Eu ca să termin acest filmuleț, astfel încât să nu curgă tot machiajul, am făcut un efort foarte mare și este chiar aici un ventilator în fața mea, așa că să nu doriți niciodată anotimpul ăsta. E drăguț, pentru că nu trebuie să stai tot timpul cu hainele foarte groase peste tine, dar te cam arzi la soare, te cam arzi și te bronzezi destul de mult, așa că, da, sincer să zic că eu prefer și anotimpul și clima și atmosfera din România, pentru că mi s-a părut, dacă fac comparație, mi s-a părut mult mai curată decât aici. Cam asta aveam de povestit pentru voi. Cred că o să fie scurt acest filmuleț, dar eu promit să mă întorc data viitoare și să vorbesc mai mult. Am un gând să călătoresc prin țară. Nu prea am făcut acest lucru atunci când am plecat de aici, am plecat în România, dar acum o să profit că sunt aici și ca să explorez mai mult țara mea și să vi-l arăt
că este la fel de frumoasă ca România și sper să rămâneți aici în cealaltă parte, acum suntem despărțiți de un continent. Sper să rămâneți acolo pe cealaltă parte în continuare și să apreciați ceea ce vă aduc în fiecare săptămână. Și eu promit să mă întorc data viitoare cu încă un filmuleț. Vă pup inima! Pa, pa! I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my